Ok, pentru cine nu a fost pe Twitch aseară, depinde când postez asta, dacă îl postez sper azi, dar aseară, nu știți când e azi, nu contează. Cine nu a fost, nu știe că vor fi niște schimbări pe aici. De acum încolo s-ar putea să postez poate mai des, dar cu siguranță cu ecran verde. Și nu uitați de serverul de Discord și intrați pe Twitch și nu știu ce, pentru că azi vorbim... Nu vorbim cu spoilere despre Falcon and Winter Soldier de pe Disney Plus. Pe Disney Plus l-am văzut, da. Toată lumea vorbește despre Snyder Cut, Zack Snyder's Justice League și eu vorbesc despre Falcon and Winter Soldier pentru că am vorbit deja de Snyder Cut data trecută, deci puteți să vă uitați și la părerea mea și e și cu spoilere și fără, dar nu anunț, e ok? Falcon sau The Falcon? Nu, Falcon and the Winter Soldier, cred că e corect. Este noul serial de la Disney Plus pe Disney Plus după WandaVision. Am terminat WandaVision, acum săptămânal o să încerc să le pun și eu săptămânal la Falcon and Winter Soldier, următorul. Nu știm încă, nu ne-au zis exact. Nu ne-au zis în primul episod, că a apărut doar primul episod și nu mă uit la teorii și când a spus regizorul sau scenaristul sau oamenii, nu știu care, că are loc serialul, doar dacă, nu știu, la sfârșit nu mi se spune și nu-mi dau seama și nu știu ce, mă refer în funcție de WandaVision, în funcție de Far From Home. WandaVision a avut loc înainte de Far From Home, ăsta nu știm exact când e, pentru că astea trei au avut loc după Endgame, știi, suntem tot după Endgame. Și primul episod, da, fără spoilere, a fost ok, adică mi-a plăcut acțiunea, mi-au plăcut efectele demne de Marvel. Încă o dată, mult mai bune, la fel ca în WandaVision, mai bune decât te-ai așteptat de la un serial, dar e Marvel și atunci poate așa cum te-ai fi așteptat de la Marvel, au fost mișto, efectele au fost și destul de multă acțiune pentru aproape 50 de minute. Da, ok, n-a fost foarte mult, a fost cam mai puțin de jumate de episod, da, mult mai puțin de jumate de episod, dar a fost o scenă de acțiune destul de lungă și de mișto cu Falcon și una mai mică cu Winter Soldier. Mi-a plăcut că le-a dat și un pic de construcție între ghilimele, de background, de mai ales Falcon. La Falcon aflăm ceva despre el, familie, știi, oamenii dragi lui și ce, mă rog, va fi probabil mai târziu, va intra în conflict, va fi, nu știu, poate o motivație, poate ceva mai emoționant sau nu, mai dramatic, mai știu, nu știm. Sau pur și simplu, poate, mă rog, doar pentru construcție. Ok, la Falcon, la Winter Soldier au făcut altceva, pentru că nu prea... Au pus accentul pe nu familie și este bântuit încă de perioada lui ca Winter Soldier și sunt destul de mișto personajele. Ok, ar putea să construiască destul de mișto și să nu se axeze doar pe acțiune, ar putea să fie ceva emoționant și aici și la partea asta de construcție, la personaje și chestii. Ar putea să fie, dar să anunță mișto și acțiunea, pentru că am văzut ceva personaje negative interesante care să fie demne cel puțin de Winter Soldier, pentru că Sebastian Stan, trebuie să spun și numele că e român și să ne simțim bine, trebuia să fie ceva demn de Winter Soldier pentru că totuși i-a ținut piept lui Captain America, știi, și gen trebuie să avem, nu se bate așa cu niște oameni obișnuiți și pierde sau are probleme, n-ar prea trebui să se întâmple chestia asta. A apărut și tipul din Winter Soldier, un personaj din Winter Soldier, nu e spoiler sau ceva, a fost doar interesant că l-am văzut pe unul, tot ăsta super mic, super personaj mic, scurt, la începutul lui Winter Soldier filmului, care nu e destul de puternic teoretic, știi, l-am văzut și pe ăla. Și să vedem ce va fi, fără spoiler încă o dată, să vedem ce va fi cu adevăratele personaje negative aici care să le pună probleme ăstora doi, care se anunță ok deocamdată, știi? Ok, hai să vedem, trebuie să văd mai mult, trebuie să vedem mai mult. Da, și scenele de acțiune au fost ok și coreografiate și editate, filmate, poate mici, adică au fost mici chestii la care eram, ok, cut-ul ăla a fost cam devreme pentru a arăta
că s-a întâmplat ceva, știi, pentru a ăla să, pentru ca ăla să ajungă din punctul A în punctul B. Un pic, un pic poate, știi, niște tăieturi din astea gen. Da, s-a întâmplat aia. Nu ți arătăm exact cum s-a întâmplat aia, dar s-a întâmplat aia. Mă refer în luptă, știi, în niște lupte. Dar, mă rog, a fost ok. Adică sper să nu fie mai rău sau din ce în ce mai rău de acum încolo, pentru că au fost bune totuși scenele. Nu extraordinare sau ceva, bune, ok. Sper să nu fie mai rău, pentru că deja ar fi, știi? Să fie din ce în ce mai mișto. Cadre largi, cum ne-a obișnuit Marvel, știi, cu niște scene mișto, cu o coreografie super mișto de luptă și lupte corp la corp mișto. Nu numai corp la corp, dar mă rog, asta aștept aici. Chiar dacă ritmul a scăzut un pic la un moment dat în primul episod ăsta, nu mă deranjează. Mi s-a părut destul de interesant. Mi se par personajele destul de interesante și nu m-am plictisit sau ceva. Nu mi s-a părut că a scăzut ritmul prea mult după prima scenă aia de acțiune destul de mișto. Să vedem cum sunt episoadele în continuare. Părerile voastre în comentarii. Atenție la spoilere, spuneți spoilere. Și vorbim de data asta, vorbim în comentarii mai mult cu spoilere. Fără teorii, fără teoriile oamenilor care au văzut cu jumătate din viteză și s-au uitat prin spate și au văzut nu știu ce și ce ar putea să fie și cine ar putea să fie ăia și nu știu ce. Doar dacă sunt teoriile voastre după ce ați văzut primul episod. Nu să vă fi uitat la cine a analizat super mult. Încă o dată, dat, o să tot menționez chestia asta și nici ce s-a spus de la regizori, de la Kevin Feige, producător, nu vreau să știu, vreau să fiu dat pe spate dacă e să fiu și, mă rog, să nu știu nimic prea mult, doar din ce îmi dau eu seama din episodul respectiv. Deci, da, ne vedem în comentarii cum s-a părut și o să urmeze și reacție la Attack on Titan, 2 episoade, deci, da, țineți, na. Apăsați pe clopoțel, subscribe prima dată, abonare și dacă join dacă vreți, Discord, Twitch, Instagram. Vizionare foarte plăcută, pupa, da, pa. Or să fie niște schimbări pe aici. Dacă m-am gândit că o să te sperii un pic. There's gonna be some changes around here. Yeah, my man, dressed like a bat, I dig it, my man.